Salutare, pincanilor! Astăzi am pregătit pentru voi ceva foarte, foarte inedit. Am toate aceste alimente aici și le voi transforma în aur, oameni buni. Am cumpărat de pe Amazon aceste două pliculețe. În interiorul unuia dintre ele se află foiță de aur, iar celălalt cred că are și foiță de aur și de argint. Ok, avem și argint. Și vom încerca să punem aceste foițe de aur comestibile pe toate aceste alimente și sunt foarte curios dacă le va schimba într-un fel gustul. Lumea de fiecare dată când a mâncat foiță de asta de aur a zis că nu are absolut niciun gust. Sunt curios măcar dacă o simți ca textură. Este foarte, foarte subțire. Habar n-am. Da, probabil este. Pentru că un pliculeț de ăsta e ceva gen 50 de lei. Da, deci cât de mult aur poate să fie aici? Probabil foarte, foarte puțin. Așa că apăsați butonul de subscribe pentru că știu că numai 0,3% dintre voi sunteți abonați, ok? Urmăriți-mă pe Instagram, dați-mi like-uri acolo la postări, că mă dau ăștia afară de pe Instagram. Au zis că gata, bă, ping, nu mai strângi like-uri, hai, margi dreacu' afară de pe platformă, așa mi-au zis. Mi-au trimis scrisoare acasă, nu vă mint. Așa că haide să începem să curățăm morcovii, cred, și probabil da, și să desfacem bananele, pentru că nu o să punem foița de aur pe o banană nedesfăcută. Și hai să încercăm să aplicăm această foiță de aur pe pepene, pe mere, pe morcovi, da, exact, chestiile din Minecraft, apăsați butonul de like dacă v-ați prins, pe căpșune, pe banane și avem de la McDonald's, pentru că știu că vă place fast food-ul, un McChicken cu cartofi. Probabil o să încercăm să punem pe McChicken foița de aur. Hai să facem și un mic unboxing acestor mici pliculețe. Să sperăm că o să reușim să manevrăm cât de cât ok aceste foițe de aur. Am văzut că într-unul din plicuri avem... Oh, Doamne! Opa! Într-unul din plicuri avem un fel de pensetă de aia de lemn pe care cred că o putem folosi ca să... Ia să vedem cum arată. Wow, stai așa că e mică, mă, fiecare foiță de aia și e lipită pe... Oh my god! Deci foița de aur este între foițele astea de hârtie, dacă nu mă înșel. Și îmi e teamă să o desfac deocamdată, stați așa, să deschidem și celălalt plic, să vedem care e faza cu penseta aia de lemn. Ok, deci este o pensetă de lemn, ca să putem să agățăm aurul și probabil și argintul. O să scoatem asta de aici. Și aici sunt, cred că, celelalte foițe. Ok, văd că stai un pic lipit cu scoci acolo. Oh, cred că tocmai am scos ceva. Ah, sunt separate, mă, ia uite-le pe alea de argint acolo în spate. Uite, astea de aici din spate sunt cele cu argint. Bun, sunt foarte curios, așa că ce o să fac prima dată, o să încerc să separ o foiță de asta de aur și să vedem cum se comportă. Wow! Wow, ok! E bine... Bă, s-a lipit de degetul meu! Stai așa că... Mamă, să mă bată vidrele, este atât de subțire, este ireal, oameni buni. Este ireal, e atât de subțire, se lipește instant. Ok, probabil o să avem nevoie de pensetă, hai să lăsăm foița de aur acolo. Și haideți să desfacem această pensetă, să încercăm să punem pe măr prima foiță de aur, să vedem. Deci, cred că pe lemn nu se lipește, nu? Opa, am cam ototolit-o puțin, deci... E bine, s-a lipit de măr. E un pic cam ototolită. Asta o să iasă destul de oribil, nu-i așa? Nu știu dacă am suficiente foițe de astea de aur pentru... Oh, God. Pentru a acoperi mărul măcar. Bă, deja s-a Bă, nu se poate așa ceva. Bun, stați că o luăm ușor. Bun, am luat-o foarte bine data asta. Și pe măr cu ea. Ia uitați. Mama. Ok. Bă, astea sunt două foițe de aur puse pe măr. Deja cred că ar trebui să aduc această farfurie aici ca să putem să lăsăm mărul pe farfurie. Sunt curios câte foițe sunt aici în total. Deci aici cred că mai avem... Mamă, sunt destul de multe. Bun, hai să mai punem una. Hai să mai punem una pe măr. Procedeul ăsta este desigur destul de migălos. Ia, dă-te de pe... Oh my god, așa. S-a și pus pe degetul meu și acum s-a... mototolit aiurea. Așa că vă voi arăta cum se face aici pe măr și probabil la celelalte fructe
și legume și, și McDonald's, care e acolo undeva. Cred că vom face pe speed, pentru că să mă bată hamsterii. Cred că voi sta o oră întreagă doar lipind aur pe aceste alimente. Știi ce? Cred că a patra foiță o să fie și ultima pentru măr. Stați așa să vedem. Perfect. Ok, toată partea asta este acoperită de aur. L-am băgat în gură și nu simt absolut nimic. Actually? Da. Mă rog, cam așa arată în momentul ăsta. E o încercare foarte bună. E o încercare foarte bună, dar lasă că nu-l mâncăm pe tot. Haideți să punem aur și pe celelalte lucruri. Haideți totuși pe morcov să încercăm să punem o foiță de argint care, wow, asta alunecă, care este totuși un pic mai mare. Cam așa arată. Și ia să vedem. Păi o să fie parfum, frate, să pun pe morcov. Ești nebun. Ia uite ce frumos. Cred că tocmai am ruinat-o. Ce frumos arată. Hai să mai punem încă două sau trei. Și cred că morcovul va arăta cel mai bine. Va arăta cel mai bine pentru că, fiind lung și subțire, cu trei foițe de astea, cred că vom reuși să îl acoperim cât de cât pe tot. Știi ce? Acum sunt fericit că am luat și foițele de argint, pentru că ați văzut că foițele de argint vin la pachet cu încă câteva foițe de aur și această pensetă. Fără penseta asta nu cred că reușeam absolut nimic. Bun, ia să mai desfacem încă o dată așa. Eu sunt curios cum ambalează chestiile astea, adică sunt atât de firave și se lipesc atât de repede. Cum Dumnezeule Mare reușesc? Pe bune că puteam să suflu pe el și se lipește atât. Oh my god! În tot timpul ăsta am trăit în minciună. Știi ce? Vom folosi argintul pe morcov, atât. Pentru că vreau să-l folosesc pe tot și să fie chiar complet acoperit cu argint. Ok, nu știu dacă ați văzut, dar a sărit din morcovul ăsta un pic de argint undeva pe acolo prin spate. Asta chiar trebuie să vă arăt. O să punem aur pe un McChicken, oameni buni. Sincer, cred că mai bine iei McPuișor. Adică l-am luat pe ăsta sperând că e un pic mai măricel și mai interesant și mai drăguț, dar în afară de faptul că are foarte multă salată care a picat din el la un moment dat, nu cred că e un mare, mare avantaj acest McPuișor. Nu, McChicken. McPuișorul e ăla mic de like, câțiva lei. Bă, e mare derby cu pusul de aur, asta pot să vă zic clar. În momentul ăsta arată cam așa și eu sper totuși să reușesc să pun mult mai mult aur de atât. Se pare că am supraestimat numărul de bucăți de aur. Și acum, efectiv, asta a fost penultima bucată pe care am mai avut-o. Mai este una pe undeva, uite aici în spate. Numai că pe asta aș fi vrut să o încerc pur și simplu așa, să o pun în gură, să o mănânc. Aparent mi-a rămas pe buze un pic de argint sau ceva, că de fiecare dată când terminam, mai băgam ăsta în gură ca să îl curăț de bucăți de aur și argint și acum mi s-a lipit de buze. Hai să încercăm prima dată aurul simplu. Nu, mai bine prima dată încercăm altceva și lăsăm aurul simplu pentru la final. Pentru că o să fiu foarte curios dacă doar aurul reușește să mă facă să simt măcar o textură ceva. Ei bine, avem aici un glistering melon și s-a dus la vale căpșuna, firar să fie, și acum o bucată de aur de pe ea a ajuns în farfurie. Ok, căpșuna are, desigur, cea mai mică cantitate de aur pe ea, așa că hai să încercăm, ia să vedem. Surprinzător de bună. Credeam că astea care ies prima dată sunt tot timpul alea cele mai necoapte, mai așa, bă, are gust, ești nebun. Da, n-am simțit nimic diferit la căpșună, dar poate pentru că avea foarte puțin aur. Hai să încercăm totuși să dăm asta de aici. Glistering melonul, din păcate, nu are foarte mult aur pe el. Haideți să începem mai bine cu el decât cu morcovul, ia să vedem. Glistering melon din Minecraft.
Nu pot să cred că like mănânc bani fără măcar să simt o chestie în plus la acest pepene. Mâncărurile astea sunt acoperite cu 120 de lei de aur și argint și să mă bată vidrele de simt ceva diferit. Chiar ați cumpărat căpșune? Asta e prima dată când cumpăr anul ăsta și mama, acum sunt și murdar de pepene. Și bă, sunt foarte bune. Deci bunica mea avea undeva în grădină vreo 5, 6, 10 metri pătrați, actually, cred că mai mult de atât, 15 metri. Bă, erau numai căpșune. Bă, vara, mă duceam și stăteam o oră întreagă căutându-le pe cele mai coapte. Uneori mă duceam și nici măcar nu erau coapte și le mâncam, că erau așa bune. Asta, dar am mâncat-o acum, parcă n-a mai fost atât de aromată. Mamă, ce scump sunt pepenii, să mă bată vidrele, am vrut să iau unul. Și era ceva gen 30 și ceva de lei un pepene și am găsit pepene deja tăiat în sferturi, în mai multe bucățele și am luat așa la vreo 13 lei. Bă, frate, ieșim în pierdere cu clipurile astea. Mă, sunt niște păsări care încearcă să-și facă cuib fix pe plasa mea de țânțari de la ambele geamuri, de la ambele dormitoare, să mă bată vidrele, bă, încetați. Bă, o să pice cuibul ăla de acolo și se duce până jos și pică în cap la cineva, ești nebun? Am dat deja o grămadă de pământ pe pervaz, pe exterior. Bun. Bunos. Hai să încercăm morcovul învelit în argint. Ăsta este desigur foarte, foarte frumos. Nu vi-l mai arăt de aproape, că ați văzut când am pus argintul pe el. Ia să vedem. E bine, am simțit pe limbă tot argintul ăla. Și cred că s-a mototolit un pic. Pentru că simt în gură foița de argint. Chiar se simte. Din păcate nu au niciun gust foițele astea. Zici că mănânci un fel de pungă. Zici că ai băgat în gură o pungă de aia de plastic. Care cumva la un moment dat parcă nu se topește, nu dispare, dar nu mai e acolo. Nu știu cum să vă explic. Morcov de argint. Apropo, știați că morcovii nu vă ajută de fapt la vedere, ci este o preconcepție greșită? Da. Cel puțin așa am văzut pe net, căci că de fapt n-ajută. Bă, e un morcov, e ok. Eu sper să fie foarte bun acest măr. Mărul de aur legendar din Minecraft. Ia să vedem. Sper să fie de la Zemos și care trosnește, nu de la mai moale așa, ia. Oh, de asta e. Mie îmi plac cel mai mult alea Granny Smith. Verzi care sunt și acre. Și zemoase și crocante tare. Păi bine. O să vă zic că să cumpere argint și aur sub formă de foiță ca să pui pe ceva este cel mai mare flex inutil pe care l-ai putea face. Oamenii aveau dreptate, chiar nu simți absolut nimic. Deci nu schimbă gustul în niciun fel. La argint cât de cât mai simți textura dacă pui prima dată argintul pe limbă. Dacă aș încerca acum să pun limba pe foița de aur, cred că aș simți, da? Că veni vorba, știți că mai avem aici o singură foiță de aur pe care aș fi vrut să o încerc pur și simplu așa, ia să vedem. Și s-a rupt. Fenomenal.
Ok, am mai rămas acolo, dar aici am reușit să o iau cât de cât pe jumătate. Nu înțeleg, la un moment dat o să înghit tot aurul ăsta. Și l-ai gata? Pentru că nu se topește. Frate, pe bune. Îmi țiuie o ureche. Cred că sunt pe cale să mor. Cred că am mâncat prea multe chestii aurii. Ok. Deci. Textura e ciudată. Simți de parcă ai pus un fel de bucată de pungă de aia de plastic foarte, foarte subțire pe limbă. Și morfă e așa puțin, îți plimbi limba pe acolo și parcă la un moment dat nu mai simți. Nu știu exact ce se întâmplă. Și mi-e frică să deschid gura. Nu știu ce am... Am mult aur și argint pe buze? Probabil că da. Hai să trecem și totuși și la ceva care e nu fructă și legumă. A.K.A. acest McChicken, ia. McChicken de aur. Bă. Surpriză, surpriză. Nu se simte aurul. Dar să încerc să îl ling, să vedem ce se întâmplă. Oh. Am luat pe limbă tot aurul. Și acum s-a contopit cu mâncarea și nu mai simt nimic. Ei bine, în caz de ceva, pot folosi această acțiune pe post de laudă în viitor. Când o să mă întrebe ceva, zi-mă ceva interesant ce ai făcut în viață. Am mâncat met puișor cu foiță de aur pe el. De asemenea, am mâncat glistering melon, golden apple, morcov de argint. Stai, apple, pa? Iaur? Morcov. Nu mai știam care e încă ceva lucruri din Minecraft. Da, am uitat că morcovul l-am făcut cu argint, nu l-am mai făcut cu aur. Cred că e un lucru destul de interesant de spus la o petrecere de agățaga gici. Întreb, pentru că acum dacă am rămas singur, sunt în căutare de Big Titty God GF sau E-Girl GF. Mamă, iese tot fusul de bărbat afară din ăsta, mă. O chestie interesantă. Bucata de pui din interior. Nu e rotundă, e like, foarte neregulată. Da, pentru că e făcut din carne netocată. Ăla de carne. Interesant. Bă, video ăsta a fost o pierdere totală de bani. Dar hei, am mâncat un mac chicken. Mă, de ce tot timpul le inversez? Un mac chicken, niște mere, mi-am luat portocale. M-am uitat la banane și am zis portocale. Să mă bată videre. Oameni buni, cred că like IQ-ul meu era... Așa se duce în jos. Mamă, să mi-a prezut maxilarul să mă bată hamsterii cu capul de mașină parcată în fața scării. Mamă. Da. E bine. E mare păcat că nu am reușit să punem și peste acești cartofi de la Mac niște foiță de aur. Dar cred că opțiunile astea de la Carrefour sunt foarte ok. Merg la astea Red Chief, parcă le zice. Red Chief. Sunt cele foarte bune. Pepenele e chiar ok la gust, dacă mi-aduc eu bine aminte. Stai să mai iau o gură.
dar pepene nu mă așteptam, este chiar, chiar dulce și bun. Iar foița de aur și de argint aplicată tuturor acestor chestii nu a adus nicio atribuție pozitivă, așa cum a zis odată un mare om. Așa că eu o să termin de mâncat și îți spuneam, dacă sunteți Big Titty God GF sau E-Girl GF, contactați-mă. Bun, ne revedem pe data viitoare când nu știu ce o să facem, chiar n-am nicio idee, să mă bată vidrele cu iataganul peste ceafă, dacă vă mint, și atâta, gata, final de video, pa!